Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cerei lui Dumnezeu un munte. Dăm dar muntele acesta. Iosua, capitolul 14, versetul 12. De ce ar cere cineva lui Dumnezeu un munte? Pentru că atunci când vrei să abordezi ceva mai mare decât tine, 1. Crești, 2. Înveți să depinzi de Dumnezeu, 3. Ajungi să sărbătorești mari victorii. Caleb a spus: acum iată că Domnul m-a ținut 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Dăm deci muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachim și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Iosua, capitolul 14, versetele de la 10 la 12. Oricine putea ocupa o câmpie, dar era nevoie de credință în Dumnezeu pentru a cuceri un munte. Apoi, acolo era locul în care trăiau anachimii, niște uriași. Aceștia erau atât de mari încât 10 dintre iscoadele lui Moise au spus: față de ei parcă eram niște lăcuste. Numeri, capitolul 13, versetul 33. Noi am spune că la vârsta de 85 de ani, acest Caleb ar fi trebuit să ceară o căsuță frumoasă într-o zonă liniștită. Dar nu. El și-a dorit încă un război și încă o victorie înainte de plecare. Nu-i mai cere lui Dumnezeu o viață lipsită de probleme, căci în felul acesta ai putea muri de plictiseală. Atunci când lucrezi la rezolvarea problemelor și la depășirea provocărilor, devii persoana dorită de Dumnezeu. Așadar, cere-i lui Dumnezeu o sarcină prin care vei continua să înveți, să crești, tânjind și fiind însetat după semnificație. Când te rogi: Doamne, folosește-mă, fii pregătit să te confrunți cu 4 lucruri: aventură, pericol, risc și răsplată. Ce zici? Ești gata pentru puțină agitație?